evacuat, au zis să stăm în casă. Dar nu știu cine le-a dat aprobare chiar în mijlocul comunei. E o fabrică de vopseluri. Și nu știm, a explodat ceva de la o mașină, am înțeles că l-au făcut, nu știu. Dar de la două arde. Deci nu aveau apă. Au apă, dar nu face față. Nu vedeți că mașinile de pompieri care de la combinat? De la lacuri de acolo. Dar când s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Nu știu, când s-a descărcat, am înțeles când au descărcat din Londra. O oră jumate, două aproape. Și știți ceva? Sunt victime? Nu, absolut nicio problemă. A, deci doar... Decât, vă dați seama, ca lacul ăla, vopseaua arde în... mult. Se simte în aer? Puțin se simte, dar asta e. Eu eram în casă și am văzut așa, un negru și atât. Și am venit afară și am văzut pompieri și cam atât, în rest nimic. Da, ai simțit în aer toxic? A fost când m-am dus după pod, deci am trecut pod și simțeam miros. Foarte puternic. Când am auzit în casă că era bubuitura, am ieșit afară. M-am speriat rău. Păi nu, stați un pic. Stați că sunt angajat. Păi nu, decât paznici, atât nu-i lua toți angajații. Nu, rămâneți acolo, doamnele. Da, dar nu poți. Eu nu pot să dau pe sine. Haideți, vă rog, frumos. Eu nu pot. Dumneavoastră înapoi, vă rog. Mergeți înapoi. Da, merg. Haideți.